Corvinul Hunedoara este din nou în prim plan. În această seară, Alba Albaștrii joacă împotriva celor de la NK Rijeka, manșa retur a duelului din turul secund al UEFA Europa League. Corbii lui Maxim se află de 3 zile în Croația și deja au făcut cunoștință cu terenul de joc la antrenamentele oficiale. Înainte cu doar câteva ore de marele meci, capitanul și antrenorul Corvinului au susținut o conferință de presă. Plecăm încrezători pentru că știm ce avem de făcut, urmăm un plan bine pus la punct și sperăm să fim victorioși după partida de mâine. Ne așteptăm la o partidă dificilă pentru că știm că joacă acasă, joacă în fața propriilor suporteri, dar și noi la rândul nostru ne știm calitățile, știm ce avem de făcut. Știu că au o echipă destul de tânără acum, la fel ca și noi, de altfel, dar sperăm la finalul meciului să ieșim noi cei învingători. Este o echipă de alt nivel, niște meciuri de alt nivel, pentru că ne aflăm în Europa, dar m-au surprins puțin cei de la Rijeka, pentru că i-am simțit mult mai puternici pe viu față de ce părere am făcusem de meciurile pe care le-am văzut pe video. Sunt o echipă tânără, o echipă formată din jucători buni, individual, unul la unul, jucători luptători, cum este și campionatul Croației. Am mai văzut câteva meciuri disputate între echipele bune ale campionatului și asta îmi place. Sunt niște jucători care și-au văzut efectiv de joc, au fost combativi, au vrut să câștige fiecare minge, la fel cum am fost și noi. Și asta mă bucur că avem parte de astfel de jocuri, pentru că, așa cum a zis și Alex, cum e și echipa din Rijeka formată din jucători tineri, și noi avem niște jucători la rândul nostru tineri care îi așteaptă un viitor frumos în față. Fluierul de start este la ora 21, ora României, iar în tribună vor fi, ca de fiecare dată, mii de suporteri hunedoreni care își vor susține echipa favorită.